Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom continua mileul început. Eu am lucrat 45 de centimetri de model, modelul în sine. Deci 45 de centimetri, am consumat aproximativ 300 de grame de fir. După ce am lucrat acesta, așa cum v-am arătat la sfârșitul primului tutorial, am împletit toate aceste bride până când am ajuns în acest punct. Ajuns în acest punct, vom continua. După cum știți, încheiam fiecare rând cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare. La fel am lucrat și acum, voi continua cu piciorușul dublu, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, iar acum am ajuns în corespondența celor 6 piciorușe duble consecutive. Voi lucra cele 6 piciorușe, avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu, voi lua firul pe croșet și imediat voi intra în următoarele 6. Această parte o vom lăsa înspre partea din față a lucrării. Deci vom continua cu celelalte 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri de lanț, după care voi continua lucrând modelul nostru obișnuit. Voi intra pe dedesubtul primului picioruș dublu și voi face cele 3 piciorușe duble. Deci ceea ce deja știți, voi continua cu 3 ochiuri de lanț și voi continua să lucrez următoarele grupe de câte 3 piciorușe duble. Noi vom lucra singure. Terminate grupele de câte 3 piciorușe duble, voi continua cu 3 ochiuri de lanț și apoi voi face primele 6 piciorușe duble consecutive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, firul pe croșet, voi trece imediat în următoarele 6 piciorușe duble și vom încheia rândul în modul în care deja știți. 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț, picioruș dublu, un ochi de lanț, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, un ochi de lanț, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, un ochi de lanț și picioruș dublu pentru a închide rândul. Vom continua lucrând cele 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și piciorușului ochiului de separare și voi continua lucrând piciorușul dublu, un ochi de lanț, piciorușul dublu, un ochi de lanț, piciorușul dublu, un ochi de lanț,
Mergem mai departe cu piciorușele duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În momentul în care am lucrat primele 6 piciorușe duble, vom trece prin ultima bridă, vom face un fir alunecat, voi lua firul pe croșet și voi continua cu următoarele 6 piciorușe duble. Mă mai încurc uneori pentru că am camera exact în față și nu reușesc să văd bine. Avem 5, cel de-al 6-lea picioruș dublu, vom continua cu cele 3 ochiuri de lanț și vom continua cu grupele de câte 3 piciorușe duble lucrate în piciorușul dublu, în modul în care deja dumneavoastră cunoașteți. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Lucrate grupele de câte 3 piciorușe duble, voi face cele 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, după care voi continua cu cele 6 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea. În acest moment vom fixa și această parte a lucrării, deci voi intra pe mijloc, voi face un fir alunecat și vom continua cu următoarele 6 piciorușe duble, vom închide apoi rândul în modul în care cunoașteți. Vom continua până la sfârșitul rândului singure. Ajuns și la capătul acestui rând, vom face cele 4 ochiuri de lanț, 3-4, voi întoarce lucrul, firul pe croșet și voi lucra în mod normal, exact cum am lucrat până acum. Voi face picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, de separare, apoi voi face piciorușele duble, care sunt acum 12, 1, 2, 3, 4, cred că am sărit aici 1, da? Așa, îl voi lua de la capăt, am intrat în viteză, deci vom lucra deasupra fiecărui picioruș dublu câte un picioruș dublu. Ia vedeți, avem 2, 3, 4, 5, 6 și voi continua cu următoarele 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. După care voi continua lucrând cele 3 piciorușe duble fără să mai facem ochiurile de lanț de separare. Deci voi lucra în modul în care noi deja ne-am obișnuit. Sunt cele 3 piciorușe duble
vom trece la următorul grup și vom face cele trei piciorușe duble. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul grupelor, iar apoi, în modul în care ați văzut că am început rândul, astfel vom încheia. Deci nimic din ceea ce noi nu știm deja. Ajunse la capătul acestui rând, vom continua lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus ochiul de lanț de separare. Vom întoarce lucrul și vom lucra picioruș dublu deasupra piciorușului dublu. Ochi de lanț de separare, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, ochi de lanț de separare. Iar acum vom intra în corespondența piciorușelor duble consecutive. Aici voi face, deci, picioruș dublu, ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, fac picioruș dublu, ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș și intru în cel de-al doilea, face ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș dublu, intru în cel de-al doilea. Uneori este posibil că eu să mă deplasez de aici din raza camerei, cer scuze, trag lucru într-o parte pentru a reuși să văd ceea ce lucrez. Am ajuns în corespondența acestei porțiuni unde am făcut piciorușele duble de modelul propriu-zis. Aici vom face în același fel. Deci am făcut piciorușul dublu, ochiul de lanț de separare, voi sări un ochi de lanț, voi intra în cel de-al doilea, voi face piciorul dublu, ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș și intru în cel de-al doilea. Deci, în felul acesta vom continua. Sărim un picioruș și intrăm în cel de-al doilea. Ochiul de lanț de separare, întotdeauna nu trebuie să-l uităm. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului. Ochi de lanț de separare, voi sări din nou un picioruș, voi intra în următorul, picioruș dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu, ochi de lanț de separare, în felul acesta. Este o lucrare de anvergură, o lucrare foarte frumoasă. Mie îmi place foarte mult și de ceva timp mă tot gândesc să realizez acest mileu. Deci, în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Ajuns și la sfârșitul acestui rând, uitați-vă cum se prezintă. Voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț plus ochiul de lanț de separare, voi întoarce lucru, firul pe croșet, voi intra în piciorușul dublu și voi face picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș dublu, voi face picioruș dublu neterminat și le voi închide împreună. Acum am realizat prima scădere, după care voi continua lucrând picioruș dublu deasupra fiecărui picioruș dublu separate de un ochi de lanț. De ce am făcut această scădere și vom continua cu scăderi? Pentru a rotunji mileul, astfel vom forma și partea unde va veni floarea aplicație. Deci vom continua până la sfârșitul acestui rând lucrând piciorușe duble separate de un ochi de lanț, iar noi ne vom reîntâlni. Sunt aproape de capătul rândului, voi încheia rândul în mod normal, fără să fac scăderea.
Voi face scăderea doar la începutul fiecărui rând, nu și la sfârșit. Astfel reușim să avem o anumită porțiune pe care, așa cum spuneam, vom aplica floarea. Am ajuns la capătul rândului, voi face din nou cele patru ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și în acest moment voi face deja prima scădere. Deci și singura de pe acest rând voi face picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le voi închide împreună, după care voi continua în modul în care ați văzut dumneavoastră. Deci la începutul fiecărui rând noi vom face scăderea în acest mod. Vom face cred că 10 rânduri vor fi necesare pentru a obține ceea ce dorim noi. Deci vom continua să lucrăm singure. Acum sunt la sfârșitul celui de-al doilea rând de scăderi. Așa cum vă spuneam, vom închide rândul fără să lucrăm scăderea. Vom face scădere doar la începutul rândului următor. Iar acum fac 3, 4, nu? Am greșit eu, un ochi de lanț, să nu uităm aici, să nu faceți greșeala mea, un ochi de lanț și piciorușul dublu cu care voi închide. Acum voi face 3 ochiuri de lanț plus 1, care va fi ochiul de lanț de separare, și voi realiza scăderea. Voi intra în primul picioruș disponibil, fac piciorușul dublu neterminat, în cel de-al doilea piciorușul dublu neterminat și le închid împreună. Și voi continua în felul acesta. Așa cum spuneam, cred că va fi nevoie de 10 rânduri să lucrăm în felul acesta, după care noi ne vom întâlni și vom continua. Vedem. Da, în felul acesta. Așa cum vă spuneam, am lucrat un total de 10 rânduri de scăderi. Deci primul rând, dacă vă amintiți, am făcut un picioruș dublu, un ochi de lanț fără niciun fel de scădere, iar apoi am făcut 10 rânduri de scăderi. Acum eu voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Imediat vă voi arăta cum se prezintă, pentru că camera mea este jos și ia uitați-vă, în felul acesta se prezintă, dacă reușiți să vedeți. Aici va veni floarea care o vom face precum aplicație, floarea cu frunze. În același mod, cum am lucrat aici, vom lucra și celălalt capăt. Deci vom porni din nou cu aceleași piciorușe duble, un ochi de lanț, fiecare sta să intrăm aici și să vă arăt. Ia să vedem, să începem. Deci voi face 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea, deci un picioruș dublu plus ochiul de lanț de separare. După care voi face picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, ochi de lanț de separare, voi merge cu piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș dublu, ochi de lanț de separare. Ajunse în această porțiune unde sunt doar piciorușe duble, vom face exact ca partea cealaltă, un picioruș dublu, un ochi de lanț, vom sări un picioruș de bază, vom intra în cel de-al doilea și vom face picioruș dublu, un ochi de lanț,
vom sări un ochi de bază, vom intra în cel de-al doilea și vom face piciorușul dublu în ochi de lanț, firul pe croșet, vom merge din nou în următorul, după ce sărim un picioruș de bază. Deci, practic, acest rând este exact cu cel lucrat la partea, cealaltă și voi continua, voi sări un picioruș, voi face piciorușul dublu, voi sări un ochi, voi intra în următorul picioruș dublu, ochiul de lanț, voi sări un ochi de bază, voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu în ochi de lanț, voi sări un picioruș de bază, voi intra în următorul. Deci pe parcursul acestui rând vom lucra în acest mod. După cum vedeți, am realizat deja rândul de bază pentru extensia lucrării, pentru partea unde vom așeza floarea aplicație. Începând din acest moment, noi vom lucra exact cum am lucrat cealaltă parte, 4 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și vom face scăderile. Deci la începutul fiecărui rând vom lucra câte o scădere, la sfârșit nu, doar la început. Acum fac piciorușul dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, voi închide totul împreună și voi continua cu picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Deci, deja vă este familiar ceea ce trebuie să lucrăm. Vom lucra singure, vă dau temă pentru acasă, iar noi ne vom întâlni la un nou tutorial pentru a continua lucrarea noastră. Așa cum vă spuneam, este foarte mult de lucru, înarmați-vă cu răbdare și cu materiale. Eu deja am terminat 300 de grame de fir alb, am intrat de ceva timp în cel de-al patrulea scul, în cea de-a patra bobină. Dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți, pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată și spor la lucru, doamnelor. La revedere, vă salută Tatiana!